Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să facem favoritele momentului. Am câteva produse pe care le-am folosit în luna mai. Cam atâtea. Și anume, încep aici cu un fond de ten. Din acesta, așa arată el, din acesta gen pudră, însă e cremos. Mi-am făcut și un swatch aici pe mână, nu știu cât de bine se vede. Mi-a plăcut, l-am folosit când cum, adică nu în fiecare zi, însă l-am folosit în această lună mai și mi-a plăcut extrem de mult. Nuanța este, nu știu, nu are nuanță, Flawless Cream to Powder Foundation. În fine, are 9 grame de la Avon True Color. Am primit de ziua mea un set format din lapte de corp, un spray de corp, un deodorant și un gel de duș. Gelul de duș aproape este gata și crema de corp mai am pe jumătate. Mi-a plăcut extrem de mult, are un miros dulce. Bine, deodorantul nu l-am folosit ca și deodorant, nu prea l-am folosit pentru că nu știu cât de bun este, adică mi-mi trebuie un deodorant care să mă protejeze pe timpul zilei. Apoi de la Melly am primit acest body butter, unt de corp de la Plane Spa. Îmi place extrem, extrem de mult. Am și crema de mâini, însă o am la muncă și nu am acasă ca să vă arăt. Îmi place extrem de mult acest unt de corp. L-am folosit foarte mult de când l-am primit. Apoi, prietenului meu i-am cumpărat un Head & Shoulders din acesta Men Ultra. Le-am cumpărat lui să încerce și alte chestii de la Head & Shoulders, însă l-am folosit și eu odată și de atunci doar cu el m-am spălat pe păr. Îmi place extrem de mult mirosul lui și face o treabă ca lumea pentru părul meu, adică eu am părul gras și mi se pare că nu mi se mai îngrașă chiar a doua zi, pot să stau să nu mă spăl pe păr chiar și 3 zile. Apoi mai am aici câteva chestiuțe, foarte puține, n-am folosit așa de multe chestii această lună, pentru că tot chestiile pe care tot vi le-am arătat le folosesc. De la Oriflame am folosit această cremă Fit Up cu cireșe. A fost în ediție limitată, însă îmi place extrem de mult cum se comportă cu picioarele mele și mirosul pe care îl lasă. O cutiuță cu minuni, Tender Care, cu cireșe și aceasta îmi place extrem de mult. Mai am un primer de la Oriflame din gama The One. La început nu mi-a plăcut pentru că mi se părea că îmi lasă o peliculă pe față, însă mai apoi l-am folosit în alt fel, să zic așa, adică anume dimineața mă dădeam cu boosterul de la NU, apoi cu crema de zi și apoi acest primer și după aia mă dădeam cu fondul de ten sau BB cream-ul pe care îl folosesc și așa, da, a fost ok, însă prima oară când l-am folosit m-am dat pe față doar cu acest primer și mi se părea că arată foarte urât pe fața mea, nu știu de ce. Mai am de la Avon & New Clinical o mască pentru noapte, pentru față și aceasta îmi place extrem de mult, are ceva particule, după cum vedeți, care se în contact cu pielea se dizolvă, să zic așa, nu rămân pe față și îmi place și aceasta extrem de mult. Mai am uleiul de păr cu argan, ulei de argan și cocos. Și acesta îmi place extrem de mult, după cum vedeți mai am foarte puțin în el. Aici am o monstră de la Gerovital, Derma Plus, cremă pentru piele cu roșață și scoame, nu știu ce vrea să însemne chestia asta. Însă îmi place, eu am puțină roșață, să zic așa, pe ten și această cremă mă ajută să scap de ea, să spun așa. Mai am un spray de corp de la Oriflame, Miss Yes to Love și acesta îmi place cum se simte pe pielea mea. Bine, nu persistă foarte mult, dar îmi place. Și ca și parfum îl am pe acesta Cherish de la Avon. Nu vrea să focalizeze așa, Cherish de la Avon. Îmi place cum miroase și se comportă ok pe pielea mea. Cam astea sunt chestiile pe care eu le-am folosit această lună. Nu sunt atât de multe pentru că majoritatea chestiilor sunt tot cele vechi, adică știți cam ce sunt preferatele mele. Cam așa. Noi ne vedem data viitoare într-un nou clip.